Hă, că și februarie e pe gata, dar să ne menținem optimismul. Cum au spus cei de la Pantone, culoarea anului piersicuță. Culoarea anului în, pe întreg mapabundul. Culoarea anului în România rămâne tot maro. Auzi, piersică de aia catifelată. Noi ardelenii rămânem la prună, deocamdată. De mâine începe și anul nou chinezesc. Ce an începe? Anul dragonului de lemn a fost anul lui, adică ne-am grăbit, așa iepurește, acum ca lemnul. O să fie mai bine, o să fie mai greu. Știu că nu vă pasă de asta, că în 14 valentine să căutați cadouri, așa -i. Cina romantică nu poate să lipsească. Mergeți undeva la o tratoria, pasticeria, bla bla bla, un fel ceva cu vrăbioară, cu humus, doradă, cu lemon sauce și nelipsita chocolate lava. La desit, ceacrit lava și un pahar de prosecco, cum bea Călinolar. Noi nu avem cafea, dar puteți dona pe bai slash și o să avem pe data viitoare. Nu-i stres, nu. Și apoi o scos la cine romantică, mai e mai de 500 e cadou și nici nu-i place. Apoi aia să jata cu Cupidonul care a inventat-o, căniași, doi tineri au deschis o cameră. O cameră în care se află electrocasnice vechi, unelte vechi, farfurii vechi, camera nervilor. Acolo te descarci, dai 50 de lei și îți dă un ciocan, echipament de protecție și te spargi, te dai, te spargi, te dai până... La câți nervi o să aibă, doamnele și domnișoare, dacă nu-i bun cadou de Valentine's, fiecare sufragerie se va transforma într-o astfel de cameră nu contează, trece și Valentine și pe vin încercările mari, mari, unul și o marte, dar despre alea o să vorbim nițel mai încolo. E bine de știut că armata română caută parașutiști pentru forțele de comandă. Aia zic, că nu prea știu prea timp parașutiști, dar cunosc parașute. Loredana Groza, <laughs> Băi, ce îmi plac trecerile astea, Loredana Groza s-a dus în India, nu mai mers în Mexic la Tulum sau Tălâmb în India să-i facă în la Iulia Vântur. S-o băga păstăia în casă acolo, ce ține mă două săptămâni. Salman ca săracul, făcea piața, îi făcea dimineața rat, tot știi, că nu prea are din Loredana. e O să-i mânca ceva mole pentru șinjiile lui Loredana, mamă când au văzut indienii se închinau ca la Shiva, o venerau mai tare ca povacă, bă, bă, <laughs> și acum nu s-ar mai da dusă din India, ca așa acolo o prins drag de indien, ca și Iulia Vânturi <laughs> nu, nu, cred că dorme în casă. Numai nu, dacă e Salman Khan pe acolo. În fine, în fine, să nu fim răi nici misogini, că e vineri și urmează weekendul și astăzi e ziua internațională de curățare a PC-ului. Mai are cineva personal computer în ziua de azi? Mai are cineva gen cei care editează și așa, și pe te apuc. Cam cât îți să curăți Îți ia jumătate de oră să scure cu tastatură, cu tot abia ce găsești până tastatură. Ce-i ciudat e că ziua asta se suprapune cu ziua internațională a mâncatului de pizza acasă. Aveți grijă cum le suprapuneți. Nicu Bende, am fost mulțumesc pentru urmărire. Nu părăsiți canalul, nu părăsiți frecvența. Frecvența. Că are frecvență. Vineri de vineri cu frecvență emisiune. Luna asta, pe final, facem 150 de emisiuni. Dar cine le mai numără?